Bună ziua, traderi! Începem analiza în lunii decembrie, ultima lună din an, un an care a fost foarte zbuciumat, foarte volatil, dar după cum știe orice trader, volatilitatea aduce profitul în piață. Dacă prețul nu se mișcă, posibilitățile de profit sunt limitate, de aceea volatilitatea este combustibilul tranzacțiilor noastre, iar dacă știm să profităm de acest lucru, profiturile cresc în perioadele de volatilitate. Începem cu indexul dolarului care își continuă mișcarea de scădere. Cei care îmi urmăresc analizele de ceva timp știu că în momentul în care dolarul se afla în această zonă, avertizam asupra faptului că o respingere a prețului din această zonă este foarte probabil să-l ducă din nou la nivelul acestui minim. Iar în toată această perioadă, atât eu cât și traderii care mă urmăresc pe grup, am dat în mare parte doar tranzacții împotriva dolarului. Bineînțeles, am luat și anumite tranzacții dar acestea au fost mult mai puține și am mers în tendință cu imaginea generală. Lucrul acesta s-a întâmplat din mai multe motive, faptul că Fed-ul a tipărit sau a avut o nouă emisiune de monedă, lucru care a dus la depreciere, emisiune care era necesară pentru a oferi un ajutor economiei afectată foarte grav de pandemia de coronavirus. Faptul că acțiunile și indicii au recuperat atât de rapid a făcut ca piața să vândă dolari și să redirecționeze dolarii respectiv spre cumpărarea de acțiuni, indici sau diverse produse financiare, ceea ce a dus de asemenea la scădere. În general, în momentul în care avem o apreciere bruscă pe burse, vom vedea o depreciere a dolarului și viceversa. Bun, haideți să trecem la... Bun, aici ca să concluzionăm, sell în continuare ceea ce vedem pe grafic în momentul de față ne încurajează să continuăm cu tranzacțiile de sell contra dolarul. Bun, haideți să trecem la prima paritate de pe listă, EURUSD. Paritate care este foarte similară cu indexul dolarului. Mișcări aproape în oglindă, bineînțeles nu la pipi, dar mișcările mari sunt replicate. Pe EURUSD în ultima lună, mă refer la luna noiembrie, bine, și înainte, recomandam în linii mari tranzacții de buy, pentru că direcția era ascendentă după ce prețul a reușit să spargă tendința descendentă, canal sub care a stat o foarte lungă perioadă de timp, dacă vom merge pe time frame-urile mai mari. Aceasta este linia de rezistență, acesta era canalul. După ce acest lucru s-a întâmplat, avertizam asupra faptului că ar trebui să căutăm să cumpărăm euro în raport cu dolar. O altă recomandare a fost la spargerea nivelului 1.2, inițiate tranzacții de cumpărare, bineînțeles pe baza confirmărilor pe time frame-urile mai mici, iar o primă zonă de rezistență pentru preț o avem undeva la 1.23 și ulterior o rezistență majoră începând cu 1.24. În linii mari, pe termen lung, prețul, dacă nu va fi influențat de evenimente fundamentale majore, ar trebui să ajungă ușor, ușor în această zonă. Nu va pleca posibil din prima, ci posibil să avem mișcări corective, însă foarte mare atenție la discuțiile legate de Brexit, care au adus volatilitate în trecut și, bineînțeles, săptămâna aceasta am avut câteva declarații din partea celor care participă la negocieri. Chiar astăzi a venit o declarație de dimineață care a spus că în linii mari Uniunea Europeană și Marea Britanie mai au 3 puncte divergente pe care, dacă le vor soluționa, se va semna un acord între Uniunea Europeană și Marea Britanie.
În cazul în care aceste puncte nu se vor soluționa, este posibilă ieșirea fără acord la finalul anului, iar lucrul acesta ar putea o aduce o volatilitate foarte, foarte mare, cel puțin pe euro, cât și pe liră. Bun, imaginea generală de creștere, căutăm tranzacții de cumpărare. Dacă încă nu v-ați alăturat acestor poziții de cumpărare, coborând pe daily, vedem lucrurile mai în detaliu. După cum vă spuneam, dacă nu v-ați alăturat acestor tranzacții de cumpărare, mișcări corective în primă instanță pe H4, pentru că corecțiile pe daily durează un pic mai mult. Și haideți să mergem pe H4. Platforma se mișcă un pic mai greu, dar ia câteva secunde să încarce. Cred că am aglomerat-o cam mult cu indicatori. Voi vedeți un singur chart, dar sunt mai multe charturi deschise și de aceea cred că mișcarea este mai grea. Personal, tranzacția pe care am deschis-o la depășirea nivelului 1.200, am deschis-o chiar dacă această lumânare nu a fost închisă. De ce? Pentru că lucrul acesta s-a corelat cu spargerea unei zone importante de rezistență și orice trader cu experiență știe că în momentul în care prețul sparge o anumită zonă de suport sau rezistență, mă refer la zone relevante de pe daily, de pe weekly, mișcarea lui în momentul în care trece de această zonă tinde să fie accelerată. De ce? În prima instanță pentru că cei care au avut tranzacții de sell pe termen mai lung vor avea stop loss-urile peste această zonă și haideți să revenim la un zoom mai mic încât să vedem imaginea de ansamblu. Da, peste nivelul maximului anterior, automat toți cei care au vândut aici, aici, aici se vor proteja. Bineînțeles, cei care au vândut pe termen mai lung peste această zonă, iar urcarea va declanșa închiderea tranzacțiilor de sell, iar orice tranzacție, chiar dacă ea în spate are un stop loss, o tranzacție de sell se închide cu o tranzacție de buy și viceversa. Ceea ce înseamnă că închiderea pozițiilor de sell pur și simplu se transpune în tranzacții de cumpărare. Bineînțeles, în aceste zone importante așteaptă și pending-uri de la trader, instituții financiare și de aceea mișcarea poate fi accelerată în aceste momente. De obicei aștept închiderea lumânării pentru a intra, dar în momentul în care am zone importante de rezistență sau de suport, voi coborâ pe time frame-urile mai mici și voi căuta mici consolidări care să invalideze direcția. În momentul de față, dacă nu v-ați alăturat mișcării ascendente, mișcările corective pot aduce oportunități de cumpărare. Corecțiile pot veni în adâncime, pentru că avem ultimul impuls, este acesta de aici sau de mai sus, putem avea mișcări corective în adâncime, aproximativ 50% sau poate mai jos din acest impuls. În cazul în care mișcarea de corecție este în adâncime, căutăm corelație între divergența ascunsă pe H4, divergență normală pe H1, tranzacții de buy agresive la schimbarea de momentum pe H1, conservator la schimbarea de momentum pe H4 sau dacă prețul face o mișcare laterală, pentru că există și această posibilitate, tranzacțiile noastre de cumpărare ar trebui să vină bine. Pentru cei mai experimentați și cei care văd un tipar corectiv lateral, bineînțeles, putem intra pe a doua coborâre mizând pe un ABC lateral sau, dacă nu, la urcarea peste ultimul maxim poziții de buy. Repet, viziunea tehnică stă în picioare atâta timp cât nu avem evenimente fundamentale care să schimbe percepția investitorilor și traderilor despre un anumit instrument financiar. Haideți să trecem la următoarea paritate de pe listă și aici mă refer la EURJPY. EURJPY, o paritate pe care am tranzacționat-o luna trecută un pic mai mult și am reușit să scoatem profituri destul de interesante de pe urma acestei parități. Bun, haideți să vedem în primă instanță imaginea de ansamblu de pe
Weekly pentru a ne da seama de zonele de suport, zonele de rezistență. Și pe weekly, în prima instanță, vedem faptul că prețul în momentul de față a ajuns într-o zonă importantă de rezistență. Depășirea acestei zone va încuraja în continuare tranzacțiile de buy și există o posibilitate crescută ca prețul să își continue mișcarea ascendentă în interiorul acestui canal. După cum vedeți, și această coborâre a fost în interiorul unui canal și această creștere și coborâre de aici. Deci prețul de multe ori în momentul în care pleacă într-o tendință clară, într-o tendință susținută, el o va face în interiorul unui canal. Iar unul dintre lucrurile pe care îl învață traderii în programele de pregătire oferite de noi este cum să își dea seama care va fi oscilația, canalul încă în momentul în care apare prima mișcare de creștere, să nu trească să așteptăm o a doua lovire în această zonă și ulterior la a treia să căutăm tranzacții, pentru că atunci de obicei pentru traderi în direcția trendului este un pic cam târziu pentru a intra în poziții. Bun, zonă de rezistență. Urcarea peste această zonă ar trebui să ne facă să căutăm tranzacții de cumpărare, bineînțeles căutăm tipare de intrare și validare pe time frame-urile mai mici. Respingerea din această zonă ar putea să aducă inițial prețul înapoi la minimul anterior și aici mă refer în vecinătatea nivelului 122.0, prețul consolidând într-o mișcare laterală sau poate chiar spargerea și coborârea mai jos. Coborâm pe daily, da, și vă spuneam că paritatea aceasta am tranzacționat-o sau am reușit să obținem un profit destul de frumușel pe această paritate. Dacă vom merge pe grup la EURJPY, da, o primă tranzacție pe care am dat-o personal și am postat-o și către trader a fost la ieșirea din canalul descendent și aici o vedem exemplificată, iar ulterior am venit cu o altă analiză în complementarea primelor analize în care spuneam în cazul în care prețul va reuși să treacă de zona de rezistență, căutăm poziții de cumpărare, iar un target de profit tocmai aici sus, iar dacă ne uităm pe grafic, acest target de profit a fost atins, ceea ce a făcut ca tranzacțiile mele cât și tranzacțiile traderilor care urmăresc pozițiile deschise de mine și bineînțeles le execută. Orice trader are libertatea în momentul în care nu înțelege o anumită intrare, o anumită analiză, să pună întrebări pe grup, întrebări la care se răspunde legate de intrări, stop loss, take profit. Bun, la cum arată lucrurile în momentul de față, acesta pare a fi un head and shoulders inversat, iar în cazul în care aici vom avea în primă instanță o respingere din această zonă și ulterior o mișcare corectivă, care în cazul în care generează divergență ascunsă în raport cu minimul anterior, divergență normală, căutăm poziții de cumpărare la schimbarea de momentum pe H4 sau ușor mai agresiv după o schimbare de momentum pe H1. Bineînțeles, mișcarea corectivă eu am trasat-o pe daily, dar ea poate veni mai abrupt pe H4. Bineînțeles, dacă prețul reușește să urce peste acest nivel de rezistență, și aici mă refer peste 127.0, la fel, orice corecție, oportunitate de cumpărare. Bun, o altă paritate pe care am tranzacționat-o și intenționez să o tranzacționez. În principal am o listă de parități cu care lucrez, dar în anumite luni tranzacționez doar paritățile care arată foarte bine și mă concentrez pe aceste parități. Bun. Ok, și această paritate am tranzacționat-o și am reușit să obținem un profit destul de interesant, o primă tranzacție de cumpărare și aici haideți să mergem pe time frame-urile mai mici, să mergem oarecum pe firul poveștii. De ce vă expun aceste tranzacții?
Și aici lucrul ăsta îl fac în mare parte pentru membrii noi ai acestei comunități sau pentru cei care urmăresc analiza prima dată sau printre primele dăți, pentru a înțelege modul de gândire, modul de intrare și pentru a ști ce au de făcut pe viitor, poate anumite elemente sau modul în care recomandăm noi o anumită intrare îi pot ajuta în analiza lor sau pur și simplu pot lua în calcul pozițiile pe care le analizăm și le oferim. Bun, o primă tranzacție de buy din această zonă. Am continuat cu această poziție undeva na, pe grup. Haideți să mergem iarăși să vedem. Ca să fiu mai clar, nu vreau să vă induc în eroare. Bun, o primă tranzacție de buy. Cred că a fost postată încă pe grupul vechi. Aceasta este analiza conform căreia spuneam, ok, prețul se află în zona de suport, urmărim poziții de cumpărare. A, și prețul a tot crescut în această perioadă. La un moment dat am postat și o analiză de sell, dar și aici vine ca și recomandare pentru cei care urmăresc analizele postate de mine. Chiar dacă avem o poziție de buy pe care am deschis-o și am postat-o și pe grup, în momentul în care postez o analiză pentru tranzacțiile de sau pentru o poziție de sell, asta nu înseamnă din start închiderea poziției de cumpărare. Doar în cazul în care poziția se activează, prețul confirmă analiza, doar atunci putem închide tranzacția de cumpărare și putem intra cu tranzacția de vânzare, dar în linii mari pe grup avem și o secțiune cu instrucțiuni în care am detaliat liniile directoare ale strategiei pe care o folosesc, modul în care fac intrările, modul în care gestionez tranzacțiile în funcție de time frame-ul pe care am făcut analiza și am făcut intrarea și bineînțeles cum aminteam și înainte, traderii care au neclarități, pot tot timpul sau oricând pot veni cu o întrebare. Bun, haideți să trecem și aici pe time frame-ul mai mare pentru a privi în primă instanță imaginea de ansamblu și pentru asta ne vom duce pe weekly. GBP/USD, cred că nu mai este cazul să menționez, este iarăși o paritate care va fi afectată puternic de discuțiile și posibilitatea unui acord sau dacă lucrurile vor rămâne fără sau ieșirea Marii Britanii va fi fără acord, bineînțeles, vom vedea impact și pe această paritate. Prețul se apropie de o zonă foarte importantă de rezistență pe weekly, undeva în vecinătatea nivelului 1.35, acesta fiind și un nivel psihologic. Bineînțeles, în cazul în care prețul va reuși să urce peste această zonă, vom căuta poziții de cumpărare, iar targeturile de profit la următoarea zonă de rezistență de pe weekly. Bineînțeles, pentru cei care vor să stea cu pozițiile pe un termen mai lung, cei care nu doresc acest lucru, pur și simplu știu că după ce prețul a spart această zonă, căutăm pe timeframe-urile mai mici intrări în pozițiile de cumpărare. Bineînțeles, respingerea din această zonă poate duce prețul mai jos, în primă instanță până la nivelul minimului anterior, în vecinătatea nivelului 1.27244. Dar haideți să coborâm pe timeframe-urile mai mici pentru a exemplifica și posibile intrări în aceste poziții. Și pentru asta vom coborâ pe H4. De fapt, haideți să punem și indicatori. Avem în momentul de față o divergență continuă, dar nu mai are o relevanță foarte mare pentru că targetul ei de profit a fost atins. Doar în cazul în care divergența continuă pe care o vedem formată pe histograma MACD se va transforma într-o divergență normală, fără ca prețul să depășească această zonă de rezistență anterior menționată, aceasta va pune o presiune de sell. Coborâm pe H4 pentru a defini niște intrări, atât în pozițiile de cumpărare, cât și în cele de vânzare.
Pentru pozițiile de vânzare, ce am vrea să vedem? Coborâre sub această zonă de minime, implicit o schimbare de momentum. Avem o divergență între ultimele două maxime în această zonă, convergență pe minime la coborâre, mișcare corectivă, intrarea clasică, divergența ascunsă pe maxime, normală, pe un time frame mai mic, schimbare de momentum și tranzacție de sell. Pentru oportunitățile de buy, o ultima analiză pe care am postat-o de dimineață a fost în cazul în care prețul reușește să închidă peste această zonă, căutăm poziții de buy, lucru care nu s-a întâmplat și în mare parte o declarație, după cum vă spuneam prea bine și înainte, a cauzat volatilitate destul de ridicată pe lir. Pentru tranzacții de cumpărare, dacă nu sunteți în poziții de cumpărare aici, haideți să coborâm pe time frame-urile mai mici, dar în linii mari, în cazul în care prețul va reuși totuși să urce peste această zonă, o consolidare și o urcare poate oferi o oportunitate de buy, dar buy-ul acesta și în general, după cum știți, recomand continuarea cu poziții de buy sau de sell, chiar dacă ne aflăm în preajma unei rezistențe importante, doar pentru cei care au complementat și eventual au poziții de cumpărare de mai jos. Ca și o primă tranzacție, dacă nu aveți poziții de complementare, poate este cazul să săriți peste aceste tranzacții, să așteptați o urcare peste rezistență sau o respingere, ori formarea unei figuri de întoarcere și atunci să atacăm. Bineînțeles, pentru cei care fac parte din grupul premium, întotdeauna revin cu analize în momentul în care îmi schimb viziunea sau urmăresc o anumită intrare pe paritățile pe care le tranzacționez. NZDJP, o altă paritate pe care o urmăresc cu interes. Bun, și aici haideți să trecem în primă instanță pe time frame-urile mai mari, pe weekly, pentru a vedea imaginea generală. În linii mari, undeva pe la mijlocul lunii sau mai degrabă pe la sfârșit, da, imediat o să revenim pe time frame-urile mai mari, paritatea a dat de înțeles că ar vrea să urce. În momentul de față, prețul a urcat peste ultimul maxim sau încă nu a urcat, este de vreme de spus, de văzut cum va închide săptămâna aceasta. Dacă va reuși să închidă peste ultimul maxim, acesta va fi un semnal bullish și în cazul acesta ar trebui să căutăm tranzacții de cumpărare. O altă posibilitate pe care o iau în calcul aici, respingerea din această zonă, și dacă vom avea un tipar de respingere, ulterior putem urmări și sell-uri, cumprim target de profit până la nivelul acestui minim sau chiar o coborâre mai amplă până undeva în această zonă. Dar pentru asta analiza este pe un termen mai lung și cel mai probabil o să discutăm despre aceste intre. Mișcarea în momentul de față este ascendentă, după cum vă spuneam, paritatea aceasta am tranzacționat-o în luna noiembrie. Dacă ne vom uita pe grup, la fel, pentru a nu vă induce în eroare, NZDJPI, aici îl avem. Da, o primă analiză și un prim punct de intrare a fost acesta, în momentul în care s-a format triunghiul dreptunghic. Da, ulterior am venit cu o analiză în care am comunicat traderilor că vreau să intru în prima instanță, căutam o oportunitate de sell mizând pe un triple top. În momentul în care am văzut că prețul nu are străpun zona de suport și automat s-a dus pentru a forma un nou maxim, ceea ce invalida posibilitatea unui triple top și lăsa deschisă oarecum doar posibilitatea unui triunghi, am luat și în calcul poziția de cumpărare la ieșirea din triunghi și urcarea peste ultimul maxim.
lucru care s-a și întâmplat ulterior, după ce prețul a reușit să urce peste ultimul maxim, am recomandat complementare pe poziția de cumpărare, în cazul în care prețul va reuși să închidă o lumânare peste maximul anterior, iar astăzi am dat un ultim update pe această paritate cu privire la modul în care ar trebui să gestionăm aceste poziții. Da, cam așa se întâmplă lucrurile pe grup. Unele parități, în cazul în care vedeți canalul ca fi nou, lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că am mutat canalul premium pe care îl aveam separat pe marea comunitate, doar că serverele premium sunt văzute doar de cei care au acces premium la acest server, iar accesul la acest server se face prin programul de parteneriat cu brokerii, ceea ce nu îl costă pe trader absolut nimic, sau dacă traderul nu vrea să-și aleagă un broker din lista brokerilor cu care colaborăm și avem brokeri multipli, nu colaborăm cu unul sau doi brokeri, cred că lista noastră are undeva la 7-8 brokeri. Am căutat să diversificăm opțiunile în ceea ce privește brokeri, astfel încât ei să se potrivească pentru diverse stiluri de tranzacționare, pentru diverse conturi ca și capital vorbind, pentru că un anumit broker poate fi mai bun în momentul în care aplici o anumită strategie sau urmărești anumite instrumente financiare. Un alt broker poate fi mai bun pentru tine dacă ai o cu totul altă strategie, pentru că tipurile de conturi, swap-urile, spread-urile și bineînțeles, odată cu creșterea contului, ai acces la brokeri mai profi, pentru că brokerii profesioniști sau, în general, brokerii care oferă o platformă profesionistă, informații profesioniste, au limita inferioară la deschiderile de cont un pic mai mare și, de aceea, chiar dacă pentru un anumit segment sunt foarte buni, nu se potrivesc pentru toți traderi. Dar toate informațiile acestea le regăsiți pe comunitate, comunitate la care accesul este liber și linkul pentru acces îl veți găsi în descrierea acestui clip, chiar dacă vă uitați pe YouTube sau urmăriți videoclipul de pe site-ul nostru. Bun, am rămas la NZD-JPY, haideți să trecem pe grafic, dacă vom analiza intrările pe care le-am oferit luna trecută, na, să aruncăm o scurtă privire, durează iarăși câteva secunde, bun, na, acesta este triunghiul, de obicei golez, graficul de anumite linii, cu cât graficul este mai curat, cel puțin mie îmi este mult mai ușor să îmi fac o idee de ce se poate întâmpla cu prețul. Bun, acestea sunt pozițiile în primă instanță la ieșire din această zonă, dar cred că pe H1 au fost postate analizele și acolo se văd mai bine. De aceea vom merge și noi pe același time frame. Ok. Bun, haideți să îndreptăm și această linie. De fapt, din această zonă. Platforma reacționează cu oarecare întârziere, dar e destul de aglomerată. E o platformă pe care o folosesc în mare parte la birou, unde atât internetul cât și echipamentul hardware este un pic mai performant. Bun, revenim la tranzacții și analize. Ieșirea din triunghi, urcare peste maxim, corecție, urcarea peste maximul anterior, tranzacție de cumpărare. Sunt lucruri elementare, nu-i rocket science. Urcarea peste maximul
din această zonă care era maximul ultimul impuls, aceasta fiind o corecție, automat mișcare corectivă, deconsolidare, testarea nivelului anterior de rezistență, momentan suport, prețul nu a reușit să coboare mai jos de el, iar în momentul în care a urcat peste ultimul maxim, am deschis noi poziții de cumpărare, fără a închide prima poziție sau am recomandat pe grup celor care doreau posibilitatea de a închide parțial în momentul în care prețul se afla aici și dacă nu mă înșel parcă recomandam închiderea a 50% din volumul deschis pe prima poziție. În momentul de față după sau cei care urmăresc grupul, prețul a coborât sub minimul anterior, zona în care aveam puse stop loss-urile pentru aceste două poziții, deoarece intenția era să păstrăm pozițiile deschise atâta timp cât prețul formează minime în creștere și maxime în creștere pe H1, ceea ce ne-a dus și pe această paritate un profit foarte, foarte interesant. Bun, acum ce ar fi de făcut în linii mari? Mișcările corective pot aduce noi oportunități de a tranzacționa această paritate. Bun, mișcări corective, sau haideți să le și exemplificăm. Corecție laterală și în cazul în care după o corecție laterală urcăm peste maximele formate, tranzacție de buy, o altă modalitate în care aș căuta mișcarea clasică corectivă în adâncime, divergența ascunsă în raport cu minimul anterior, divergență normală pe time frame-ul mai mic și căutăm poziții de cumpărare. Următoarea paritate despre care vreau să discutăm în această analiză, GBP-JPY, și haideți să trecem și aici pe time frame-urile mai mari pentru a ne forma în primă instanță o viziune de ansamblu asupra acestei parități. Și în general modul în care lucrez este de a avea deschise concomitent trei graficele, grafice aceleași parități, de exemplu GBP-JPY deschis pe daily, H4, H1, le văd pe toate în același timp pentru a-mi face o idee asupra imaginii de ansamblu și ulterior a intrărilor de pe time frame-urile mai mici și recomand pentru cei care doresc să folosească acest mod de a vizualiza și a analiza piața. Bineînțeles, pur și simplu, TradingView, bine, aici doar dacă abonamentul este unul cu plată, îți permite acest lucru, însă multe dintre platforme permit gratuit posibilitatea ca traderul să își împartă în diverse moduri. Eu folosesc de obicei acest mod în care am aici viziunea pe daily, aici voi avea un H4, da, și aici jos un H1, dar bineînțeles pot să mă uit și pe time frame-urile mai mici pentru intrări detaliate. Asta mă face ca întotdeauna deciziile pe care le iau pe time frame-urile mai mici să vină întotdeauna în concordanță cu ceea ce văd pe time frame-urile mai mari. Un creștere, în momentul de față prețul mai are de urcat o primă zonă de rezistență, o avem aici și vedem o linie, un chenar trasat care va fi văzut mult mai bine pe time frame-urile mai mici. Iar în linii mari, faptul că prețul mai are până la o zonă de rezistență importantă încurajează tranzacțiile de cumpărare. Două secunde, se încarce graficul. Ceea ce s-a și întâmplat. Bun, prețul se află într-o zonă de rezistență în vecinătatea acestui maxim. Am avut o primă respingere din această zonă, însă la ceea ce vedem pe daily nu ne putem da seama de intrări în poziții, de aceea vom coborâ pe H4.
Iar pe H4 lucrurile arată în felul următor. Bun, aici ca să reamintim o poziție pe care am avut-o săptămâna aceasta pe GBP JPI, a fost în felul acesta, în care după această mișcare de corecție avertizam asupra faptului că în cazul în care prețul străpunge, testează și confirmă nivelul de suport, căutăm sell-uri până în această zonă. Dacă același lucru se va întâmpla cu rezistența, căutăm tranzacții de buy, iar take profit-ul l-am avut în această zonă. Pentru a vă exemplifica concret analiza pe care am avut-o aici, revenim din nou pe grupul în care îmi postez tranzacțiile, GBP-JPI. Bun, aceasta a fost analiza în care luam în calcul tranzacții de buy. Dacă îi dăm un click pe ea, imaginea se vede mai bine. În cazul în care vrem să o vedem mult mai clar, putem da pe deschide originalul și atunci vedem imaginea la calitate, la calitatea ei. Pentru că Discord-ul și alte servicii în general coboară calitatea unei imagini pentru a facilita fluxul de date mai ușor. Bun, în prima instanță am exemplificat aici că am avut o străpungere a zonei de suport, însă după testarea nivelului prețul nu a confirmat ceea ce exemplificam foarte clar în analiză, iar lucrul acesta nu ne-a oferit intrare de sell. Bineînțeles, în momentul în care am revenit la rezistență, prețul a urcat peste, a testat zona urcare, din nou ceea ce exemplificam și în această intrare, ceea ce a dus la deschiderea poziției de buy. Iar buy-ul s-a închis în target de profit la sfârșitul lunii. Da? După cum vedeți, prețul a ajuns în această zonă menționată de mine încă de la început din analiză. Bun, în momentul de față, care ar fi strategia pe care vreau să o abordez aici? În cazul în care prețul va reuși să urce peste maximul anterior, ori la închiderea unei lumânări, ori pe time frame-urile mai mici, căutăm străpungerea, testarea și confirmarea acestei zone și căutăm poziții de cumpărare. În cazul în care totuși prețul va reuși să coboare sub această zonă cu convergență, mișcare corectivă, divergența ascunsă, putem urmări și poziții de sell în cazul în care se întâmplă acest lucru. Bineînțeles, atenție la știrile și evenimentele legate de Brexit. Bitcoin în raport cu USD. Da, haideți să mergem și aici în prima instanță pe time frame-urile mai mari pentru a vedea o imagine generală. Așa. Weekly în prima instanță. Bineînțeles, cei care la fel îmi urmăresc analizele încă din această zonă, avertizam posibilitatea unei respingeri din această zonă și după fiecare corecție această zonă am căutat poziții de cumpărare. Bineînțeles, au fost pe parcurs și potențiale poziții de sell, parcă am luat un sell de aici care s-a închis și el într-un profit destul de interesant. Aici am avut o formațiune de întoarcere, dar în linii mari prețul a ajuns din nou la maximul istoric, unde avem o rezistență majoră. Foarte mare atenție dacă prețul va reuși să închidă sau să fie împins peste nivelul psihologic pe care îl avem în vecinătatea nivelului 1900 sau 19848. Acest lucru posibil să declanșeze în primă instanță anumite ordine în așteptare pe care le vom regăsi în această zonă. Bineînțeles, putem intra agresiv, dar în cazul unei intrări agresive trebuie să ținem cont că și ieșirea din poziție trebuie să fie la fel de agresivă. O altă strategie și sistem pe care traderii care fac
programe de mentoring, cursuri de pregătire, o învață. Bun, urcare, ori la urcare agresiv, ori așteptăm o mișcare corectivă și la urcarea peste ultimul maxim. Bine, aici putem urmări și corelații de divergențe pe timeframe-urile mai mici, dar haideți să nu exemplificăm intrări totuși pe acest timeframe. Suntem pe weekly, prezentăm doar imaginea generală. Bineînțeles, nu este exclus ca prețul să aibă nevoie de un pic mai multă forță și de aceea, în cazul în care vedem o mișcare de coborâre, bine, m-am dus aici un pic cam departe, pentru că prețul pare să se fi mișcat în interiorul acestui canal și canalul a fost trasat încă în momentul în care am avut această mișcare. Da, la fel, v-am zis, avem o strategie clară pe baza căreia trasăm canalele încă de la început. Iar un target de profit pentru toate tranzacțiile de buy în această zonă. Bine, în prima instanță luăm zonele pe rând. Aici am încasat parțial, după care am căutat să reintru în poziții. Nu musai să reintru, ci să adaug volum. Bun, haideți să coborâm pe timeframe-urile mai mici. Da, cred că una dintre analizele postate luna trecută a fost și pe Bitcoin și dacă ar fi să ne uităm pe grup pentru a o identifica, analiză care nu a fost activată, dar aș vrea să explic traderilor de ce. Bun, bun, bun. Cred că a fost o analiză postată pe grupul general. De aceea trebuie să mergem un pic mai sus. Crypto trading. A, unde atât eu cât și ceilalți trader discutăm despre analize, intrări, despre piață în general. Repet, acesta este grup, comunitatea în care accesul este total gratuit, unde traderii cu mai puțină experiență discută cu traderii mai experimentați despre poziții, intrări. A, și ceea ce v-am expus eu în analize și în linii mari, viziunea tranzacțiilor de buy le puteți regăsi întotdeauna și în analizele mele anterioare. Pentru că lucrurile pe care le spun eu prin faptul că, ok, de aici v-am recomandat o tranzacție de sell pe termen lung, cum a fost cazul, de exemplu, indexului dolarului. Dar toate lucrurile astea pot fi revăzute în analizele mele anterioare, pur și simplu. Căutați data la care a început coborârea, vă uitați pe canalul de YouTube, găsiți analiza din data respectivă și ceea ce spun eu acum, pur și simplu veți regăsi în analizele respective. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bun, aceasta a fost analiza pe Bitcoin. Printre multele alte analize pe care le avem și asta mă va duce, cred că, pe site-ul nostru, pentru că analiza aceasta a fost postată pe site. Bun, până se încarcă site-ul, o vedem și aici. În prima instanță, analiza a fost postată pe baza zonei de rezistență și ulterior a analizat în detaliu update-ul pe H4. Haideți să revenim pe H4. A fost postat în felul următor. Da, cam acestea erau intrările, urcarea peste rezistență, corecție și urcare din nou peste maxim, oportunitate de buy, coborârea sub această zonă și testarea, da, oportunitate de sell. Acum, testarea nu vine întotdeauna, eu personal postez analizele în felul ăsta, cu străpungere testare aproape de nivel, dar trebuie să înțelegeți că mă refer la mișcarea generală care trebuie să vină acolo, ea poate fi mai amplă, sau, din scurt, în momentul în care am avut străpungere în această zonă, așteptam mișcare de corecție sau o mișcare laterală
și tranzacții de sell de aici sau dacă prețul făcea ceva de genul acesta. Dar în linii mai, în concordanță cu analiza postată aici, mișcare corectivă și în zona asta căutam tipare de sell, lucru care nu s-a întâmplat, am avut doar lumânări de creștere sau eventual indecizie sau ușoare scăderi, ceea ce m-a făcut pe mine personal să nu caut tranzacții de sell, bineînțeles nici poziții de bani. În momentul de față, care sunt intrările pe care le urmăresc? Bineînțeles, urcarea peste această zonă, după cum vă spuneam, tranzacții agresive se pot deschide la închiderea, repet, închiderea unei lumânări peste zona respectivă și chiar dacă suntem pe H4, în momentul în care am o zonă atât de importantă, posibil să aștept o închidere pe daily sau urcare, testare, confirmarea acestei zone și implicit un alt scenariu de buy. Bine, scenariile de buy sau de sell pot fi mai detaliate. Acum vi le prezint pe cele care se întâmplă cel mai des, dar după cum știți din analizele mele și cei care urmăresc grupul, în momentul în care se schimbă ceva, revin cu update. În ceea ce privește tranzacțiile de sell, aș vrea să văd încă o mișcare de creștere, formarea unei divergențe între ultimele două maxime, ulterior coborâre sub minimul anterior, dacă avem divergență în spate, agresiv la coborâre sau ulterior după coborâre, mișcare corectivă, corelația clasică de divergențe, ascunsă pe H4, să spunem normală, pe un time frame mai mic, schimbare de momentum și poziții de sell. Dar, repet, în funcție de cum vor evolua lucrurile, pentru că prețul se poate mișca o perioadă în această zonă, oferindu-ne o altă viziune, o altă perspectivă și, de aceea, atât analizele cât și perspectivele se schimbă dacă prețul oscilează altfel decât anticipăm. Haideți să aruncăm și o privire pe aur în raport cu dolarul, aceasta fiind sau acesta fiind și ultimul instrument financiar despre care vreau să vorbim în analiza de astăzi. Bun, aurul la fel, haideți să mergem pe time frame-urile mai mari, pe weekly. Să așteptăm 2 secunde până se încarcă. Bun. Aur, mișcare clară ascendentă în linii mari, avertizam, spuneam că după finalizarea mișcării corective, mișcare corectivă care nu este încă finalizată, însă pe anumite criterii se poate și se putea intra deja agresiv cu tranzacții de buy. Avem un prim suport în această zonă, după cum vedeți prețul a făcut mișcarea corectivă în interiorul acestui canal, cred că pe daily lucrurile se vor vedea un pic mai bine. Bun. Ok. Da, vedem mai bine acest canal descendent în toată luna trecută, cât și înainte atrăgeam atenția pe grup, în special că aurul trebuie să mai coboare chiar în momentul în care anumiți traderi postau entuziasmați că trebuie să căutăm poziții de cumpărare. Sfatul pe care vi l-aș da ca și trader, bineînțeles, dacă vreți sau nu să țineți cont de el. Na, poți face profit chiar dacă tranzacționezi pe anumite tipare clasice. Na, ca și trader, înveți anumite tipare de tranzacționare, un money management și un mod de gestionare al poziției. Și lucrul ăsta singular poate fi profitabil. Dacă îl aplici cu disciplină, pur și simplu ai o strategie mecanică. Lucrul acesta poate genera profit, dar n-ar trebui să te aștepți la un profit foarte, foarte mare. Profitul mare vine și siguranța pozițiilor vine în momentul în care traderul înțelege de ce prețul se mișcă în modul în care se mișcă. Da? De ce
s-a oprit în această zonă sau de ce acest impuls, această mișcare de creștere a urcat până aici și s-a oprit. Trebuie să înțeleagă psihologia din spate. Da, iar în programele de mentoring individuale, pentru că, după cum vă spuneam, întotdeauna lucrez cu câte un singur trader în cursurile mele. Mai nou am început să le explic. Bineînțeles, aici depinde și de nivelul fiecăruia, pentru că nu poți să explici anumite elemente unui trader care se află la început, dar pentru asta personal adaptez și cursurile pe care le oferim noi, se adaptează pe nevoile fiecărui trader. Discutăm cu traderul, vedem ce urmărește prin tranzacționare. Dacă vrea să fie investitor, ok, atunci îl direcționăm către piața de acțiuni, ETF-uri, indici, CFD-uri și îl învățăm anumite strategii care se pliază acolo. Bineînțeles, sunt anumite strategii care merg pe orice piață, indiferent, dar trebuie făcută o diferențiere clară între investitor și trader. Automat, instrumentele financiare pe care vrea să le tranzacționeze, gradul de risc pe care vrea să și-l asume. Și lucrul acesta am început să-l facem printr-un chestionar un pic mai complex, pentru că din experiența mea lucrând de foarte mult timp cu trader, este că traderul este foarte optimist la început, își supraestimează toleranța la risc, comunicând că vrea să obțină un anumit randament, dar nu este construit psihologic pentru a-și asuma riscurile respective, iar lucrul acesta duce în final la pierderi pe cont. De aceea, strategia vine întotdeauna și lucrul acesta îl facem după o evaluare foarte bună pusă la punct, vine în concordanță și cu profitul urmărit, riscul și multe alte elemente și venim cu o strategie adaptată pentru fiecare trader în parte. Da? La fel cum nu poți să evaluezi toate animalele. Da, sau nu poți. Era la un moment dat o poză pe Facebook sau pe rețelele sociale în care era un șir, mai multe animale, un leu, elefant, un pește, o maimuță și alte animale, în care tuturor li s-a dat sau erau testați și erau evaluați în funcție de abilitatea lor de a se cățăra în copac. Pe când fiecare dintre ei are o anumită abilitate la care este bun. Maimuța se va cățăra cel mai bine în copac, însă ea nu va putea sau nu va excela la anumite chestii sau lucruri în care excelează un alt animal. De aceea și oamenii sunt diferiți, sunt construiți într-un fel din punct de vedere psihologic și construcția asta psihologică vine fără să ne dăm seama din trecut, din modul în care am fost educați, ceea ce am văzut în jurul nostru, pentru că în cursurile noastre de pregătire punem foarte mare accent pe psihologia în tranzacționare, pentru că, după cum știți, din articole, din posturi, din punctul meu de vedere, psihologia este cel mai important lucru în tranzacționare. Da, cu o pondere de 80% putem spune. Iar ceea ce fac foarte mulți mentori, companii de educație, da, cum vreți să le spunem, pur și simplu lucrează. Unu, că lucrează la sau lucrează, predau un singur stil de tranzacționare pentru toți traderii, iar lucrul ăsta clar din start. Nu toți traderii pot tranzacționa într-un anumit stil de tranzacționare pentru că nu intră în simbioză cu, vor face anumite lucruri care, pe care ei nu le fac în viața de zi cu zi și le va veni foarte greu. Iar dacă nu ești atent la lucrurile acestea, traderul nu va genera profit. Și în linii mari, mulți formatori,
cum vă spuneam, companii care oferă cursuri se axează în mare parte 80% pe analiză tehnică, indicator, toate aceste lucruri și undeva 10, 20 sau câteodată mai puțin pe psihologie, modul în care gestionezi tranzacție. Pentru că, am spus-o și o repet, nu este atât de important momentul sau dacă ai intrat la pips într-o anumită poziție, ci mult mai important este modul în care o gestionezi. Cu ce volum intri, cât timp ții tranzacția respectivă, nu ieși din poziție, dacă prețul nu îți dă niciun semn că mișcarea pe care ești se va inversa. Da, sunt multe, multe lucruri, nu vreau să mă lungesc în această analiză, dar în linii mari și voi trebuie să conștientizați lucrul ăsta, pentru că am văzut și traderi care se pregătesc pe cont propriu și pun accent doar pe partea tehnică, considerând că asta le va aduce succes, neglijând sau oferind foarte puțină atenție psihologiei în tranzacționare, ceea ce, din punctul meu de vedere, și nu doar din punctul meu de vedere, este, putem spune, o părere la unison a majorității analiștilor consacrați. Da, vorbim aici de unul care îmi vine în minte, Elliot. Da, sau mulți alți traderi care au scris cărți în domeniu. Spun același lucru, psihologia, și adică psihologia se traduce în trading, în modul în care gestionezi tranzacțiile este mult mai important. Bun, revenim la XAUSD Daily, observăm o primă respingere din această zonă, însă foarte important pe termen lung, pentru a declanșa poziții de cumpărare pe un termen mai lung, este important ce se va întâmpla cu prețul în această zonă. Dacă va reuși să treacă, să spunem că o va face în acest fel, ideal ar fi ca trecerea peste această zonă să coincide și cu spargerea canalului, iar pe termen lung, dacă se va întâmpla acest lucru, căutăm tranzacții de buy în continuare. Dacă ați intrat în tranzacții de buy agresiv, pentru că în general eu fac acest lucru doar dacă de aici mă aștept să vină o mișcare de genul acesta. Dacă de aici nu am semnale că poate veni o mișcare de genul acesta și va veni pur și simplu o mișcare de corecție, nu voi ataca această mișcare corectivă. Da? Dacă graficul îmi spune că aici cel mai probabil va fi o mișcare de corecție și un nou impuls, nu caut să tranzacționez corecție. În schimb, dacă informațiile pe care le culeg din analiza tehnică îmi spun că există posibilitatea unei astfel de mișcări, atunci da, voi fi agresiv și câteodată voi ataca chiar de la începutul mișcării corective. De ce? Pentru că riscurile vor fi foarte, foarte mici în momentul în care fac acest lucru. Bun, haideți să trecem pe H4 pentru a exemplifica și intrări pe termen scurt. Și aici există această posibilitate a unei mișcări pe termen lung. Avem spargerea acestei pante descendente sub care prețul a coborât în ultima perioadă de timp. Urcare peste maximul anterior cu convergență în spate, ceea ce ne spune, atenție, mișcări corective care să genereze divergențe ascunse, corelate cu divergențe normale pe time frame-urile mai mici, schimbare de momentum, scenariu clasic, oportunități de cumpărare. Bineînțeles, și mișcările corective pot oferi oportunități de cumpărare, pentru asta haideți să coborâm pe H1. Dar foarte mare importanță e, repet, modul în care gestionăm pozițiile. Bun, aici avem o mișcare de corecție în cazul în care prețul va reuși să închidă, să urce peste această zonă aferentă maximului anterior. Aici vedem că avem și o zonă de rezistență, o zonă de lichiditate din spate. Căutăm poziții de cumpărare. Iar un prim target de profit pe termen mai scurt, zona de rezistență pe care vă aminteam mai devreme. Bine, nu închidem pozițiile în momentul în care prețul ajunge aici, repet,
cum am expus și mai devreme, ne aștept, există posibilitatea unei mișcări mult mai ample și atunci voi ține pozițiile deschise și voi căuta să complementez în direcția tendinței formate. Pentru tranzacțiile de sell, ceea ce vrem să vedem aici, să se dovedească că aici am avut o străpungere falsă, coborâre sub minimul anterior de pe H4, divergența există și atunci putem intra cu sell agresiv la închiderea unei lumânări sub această zonă sau ulterior coborâre, convergență pe minimă, mișcare corectivă, divergențe ascunsă plus una normală sau continuă pe un time frame mai mic și tranzacții de sell. Bun, cam acestea sunt oportunitățile despre care am vrut să discut în această analiză. Vă așteptăm pe comunitate dacă nu sunteți membri. Cei care doresc să aibă acces la grupul premium o pot face gratuit timp de 14 zile pentru a vedea modalitatea de lucru. Și repet, am mai spus și în trecut acest lucru, această perioadă de trial de 14 zile nu e pentru a vă da seama de profitabilitate. Da? Profitabilitatea se reflectă în istoric, pentru că săptămânal am început în ultima perioadă să publicăm un raport, până acum era doar pe site, da, iar raportul respectiv este văzut atât de traderii care se află în comunitate. Bun, da, puteți testa pentru a vedea modalitatea de lucru, pentru că puteți nimeri două săptămâni în care piața nu se mișcă bine sau orice trader poate avea o săptămână, o lună proastă sau chiar două luni proaste. Iar, da, repet, nu vă puteți face o idee, ci pur și simplu pentru a vedea modul de lucru, dacă e ceea ce căutați voi sau nu. În plus, puteți avea acces la el gratuit, fără a suporta voi un cost prin programul nostru de parteneriat cu brokeri. Vă doresc o lună minunată. Sper că anul acesta a fost la fel de bun cu voi, cum a fost și cu mine. Rămâne de văzut dacă voi reveni cu o analiză la sfârșit de an, dar cel mai probabil cu o nouă analiză video. Ne vom revedea la începutul anului viitor, dacă nu vor interveni situații excepționale care să mă facă să înregistrez o nouă analiză. Seară, zi frumoasă și spor la pipi!